Așa cum poate vă aduceți aminte din episodul anterior, povestea noastră se desfășoară la Cuneo, un orășel din Piemont, în nordul Italiei, cu alte cuvinte. Cum vă spuneam încă de săptămâna trecută, Cuneo este îndrăgostit de sport, iar familia pe care deja ați cunoscut-o, cea formată din doi voleibaliști de clasă mondială, românca Cristina Pârv și brazilianul Gilbertu Amauri de Godoi, a devenit de mai multă vreme o atracție specială pentru cetățenii orașului. Jiba, soțul Cristinei Pârv, joacă în echipa locală, fotografia lui fiind prezentă de altfel pe afișul care anunță marele meci ce va urma. Din păcate pentru noi, Jiba n-a putut evolua în acest meci, fiind ușor accidentat și ca urmare menajat pentru partidele ce aveau să vină. Pentru moment, să revenim însă la Busca, acolo unde tricourile și fotografiile cu Cristina și cu Jiba sunt afișate până și în magazinele de fructe și legume ale comunei. Suntem la Busca. 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 Ce, o comună ciudată. De 4-5.000 de locuitori? Da, cam așa. Nu, e puțin mai mult, vreo 10.000 de locuitori are. Cunosc-o okay. Questa campione? Quel campione lì ho già. Da. È prezioso. È prezioso. Grazie. Va bene, grazie. Va signora, bene. Arrivederci, arrivederci. Te cunoaște lumea deja? Ai început să ai cunoștințe aici, în Busca? Ne cunoaștem, avem prieteni, chiar ne-am făcut aproape patru ani de când suntem aici. Sunt patru ani de când ați ajuns aici, la Cuneo, și v-ați stabilit în Jiba Busca? Jiba joacă de 4 ani, 3 ani jumate stăm aici la Busca, da. Enorm pentru un jucător care de obicei se schimbă, se transferă. Da, de exemplu, pentru Jiba este prima dată când el a jucat 4 ani la o echipă. Tot timpul se schimba. Eu eram mai stabilă, deci eu jucam 3-4 ani, 5 ani la un club. La Dinamo am jucat 5 ani, în Brazilia am jucat 4, aici la Reggio Calabria am jucat 4, deci la Novara am jucat 4, deci eu am fost mai stabilă puțin. Bine. Cristina, hai să vorbim un pic despre jucătoarea de volei Cristina Pârv. Este o campionissimă, cum spun italienii, care a jucat 20 de ani în echipa națională României, 12 ani capitana echipei naționale. 15. 15, mă rog, capitana echipei naționale. Ai jucat în Brazilia, ai jucat în Italia. De când ai plecat din România și care este traiectul sportiv așa? Am plecat din România la 19 ani, când a venit o echipă din Italia, de la Bologna, să m-au contactat ca să joc aici în Italia, deși aveam alte oferte, aveam din Franța, aveam din Grecia, mi-au trimis acasă o grămadă de echipamente, mi-au trimis bilete de avion ca să merg, da, 91, dar eu vreau numai Italia, pentru că Italia era lumea modei, lumea voleiului, lumea culturii, mâncării și toate celelalte. Se joacă volei în Italia, este o nebunie, este un campionat extraordinar, atât masculin cât și cel feminin. Este, într-adevăr, e cel mai bun campionat din lume. Ce reușite ai făcut aici în Italia? Multe. Așa, hai să le luăm pe rând. Multe, am câștigat campionatul, am câștigat Cupa Italiei, am câștigat Supercupa Italiei, am câștigat Cupa CEV, sunt prima jucătoare româncă și unica jucătoare româncă care am câștigat o cupă europeană. Am fost cea mai bună jucătoare aproape în toate competițiile acestea care vi le-am spus. Cea mai bună realizatoare, cea mai bună jucătoare la preluare. Cea deci mai bună jucătoare de volei din Italia. Da, am fost și considerată cea mai bună jucătoare din lume. Așa. La un moment dat, da. Da? Da. Prin anumite statistici, s-au făcut de statistici europene, mondiale și chiar dacă cu naționala nu am avut succesele care mi-ar fi plăcut să le am. Pe plan individual, cea mai bună jucătoare de volei. Da. Și cea mai frumoasă? Nu, niciodată n-am luat premiul de cea mai frumoasă, dar nu mi-ar displace, da. Pentru a vă convinge ce înseamnă un meci de volei prin această parte a lumii, vă propun să mergem la marea sală din Cuneo, care se numește Palasport. Și este luată cu asalt de mii de iubitori ai voleiului și de susținători în același timp a echipei locale. Oameni de toate vârstele, dar și mulți tineri, fete și băieți, civilizați, curat îmbrăcați, care își cumpără bilete ca pentru un mare spectacol. Vă propun așadar să rămânem câteva minute în acest cadru, din păcate neobișnuit pentru telespectatorii români.
Cum vedeți, lume multă, vor fi aproape 4800 de spectatori la meci, umplând până la refuz marea sală din Cuneo. Este un derby al campionatului italian, în care se întâlnesc echipa locală Bre Banca Lanuti, cu echipament alb-verde în această partidă, pe care suporterii o mângâie cu supranumele de Blue Brothers, și formația Sisley Treviso, câștigătoare a Ligii Campionilor cu un an în urmă. Cuneo este pe primul loc, însă rivalitatea cu Sisley este veche, echipa din Treviso, eliminând-o nu cu mult în urmă în grupele Ligii Campionilor. Sesizându-i absența, galeria strigă numele lui Jiba, iar brazilianul răspunde cu amabilitate, ca o promisiune pentru viitoarele sale evoluții de clasă, așa cum și-au obișnuit suporterii de multă vreme. Cristina se află chiar lângă el, împreună cu Nicole, fica lor de nici 3 anișori. Aici, cred că trebuie să facem o mică paranteză, pentru a preciza că echipele din Italia domină de ani buni voleiul masculin european, campionatul peninsular putând da oricând o câștigătoare a Ligii Campionilor, chiar dintr-o formație aflată pe locul 5-6 al clasamentului intern. După un campionat cu 26 de etape, primele 8 formații se califică în play-off cu meciuri eliminatorii, în care practic se ia totul de la capăt. Dar să revenim. În formația din Cuneo joacă o mulțime de străini. 4 voleibaliști brazilieni, între care și Jiba, un belgian, un croat și un polonez. Echipa a câștigat mai multe trofee interne, cupe, supercupe, dar niciodată titlul de campioană, de care se află în acest an mai aproape ca niciodată. Publicul este deosebit de cald, însă nu veți observa desigur nici cea mai mică ofensă la adresa echipei adverse sau a jucătorilor ei. Galeria este foarte activă, însă fără scandări obscene. Vă dați seama, cred, la ce facem aluzie. Conform cifrelor oficiale, au fost în acea seară 4.713 spectatori plătitori pentru o rețetă de 22.700 de euro. După un meci destul de echilibrat, formația din Cuneo avea să câștige în cele din urmă cu scorul de 3-1, spre marea satisfacție a publicului, care își vede deja echipa favorită campioană pentru prima oară. Meciul se încheie în Urale, însă abia ce va urma ne va lăsa efectiv fără grai, fiind vorba despre o lungă, aproape interminabilă ședință de semnat autografe, la care au participat aproape în egală măsură atât Jiba cât și Cristina. Să revenim însă la ale noastre. Fără nicio lipsă de modestie. România n-a avut o asemenea jucătoare de volei, probabil în istorie, atât de bună, atât de valoroasă, atât de cunoscută pe plan mondial. Cum este? Nu am reușit în volei prea multe. Este un of puțin în sufletul meu, din cauza că n-am putut să reușim mult cu naționala, chiar dacă... Eu am avut o mentalitate tot timpul de mică, să mă antrenez mai mult, să vreau mai mult, să mă autodepășesc mai mult, să mă antrenez cu băieții. Da? Și la Dinamo, da, pe vremea cu 15 ani, 16 ani, 17 ani, nu pot să... Nu roșii, că asta e adevărul. Da, mă antrenam, aveam 15-16 ani și mă antrenam cu băieții la fileu de băieți. Aha. Și da, ca să pot să mă autodepășesc. Că după aceea mai la europene, bună să fiu mai la europene, am ieșit cea mai bună jucătoare la europene. În anul? În 88 și 90. Așa. Am ieșit la amândouă competițiile. Amândouă? Da, la amândouă. Și îmi plăcea ca să transmit și naționalei, să transmit un spirit mai victorios, o mentalitate mai câștigătoare. Ceea ce vedeam eu și în străinătate, după ce am plecat din România în 91, am încercat totuși să aduc și noutăți în tipul antrenamentului, ce se poate face, mentalitatea. Și n-ai izbutit? N-am reușit. N-ai avut o reacție pozitivă? Nimeni nu m-a ascultat, nimeni nu. Deși eu întotdeauna, în Italia, în Brazilia, peste tot unde am jucat, am fost cea mai bună jucătoare.
la toate competițiile și ajungeam în națională și toată lumea mă bătea, mi-a suna apa în cap. Așa. Și era un lucru foarte trist pentru mine. Nu-mi plăcea absolut deloc. Și tot timpul încercam să... Hai să facem ceva mai mult, hai să ne antrenăm mai mult. Fetele vreau să luau, copiau pregătirea fizică de la mine, dar fără șanse. Deci dacă mergeam la sala de forță, zicea, ce, unde te duci? Te duci la haltere să faci haltere? Deși aveam mare nevoie, deci trebuia să fii fizic, fizic foarte bine. Dacă ne duceam, de exemplu, pe stadion să alergăm, să facem pregătire fizică, zicea, unde mergi? La campionatele europene de atletism? Deci niște lucruri care... Pe care nu le înțelegeai. Nu le înțelegeam, nu le acceptam. Nici într-un caz. Nu chiar. Se poate face performanță în modul ăsta? Nu se poate. Nu ne antrenam destul. Poate ne antrenam destul pentru mentalitatea ce era la noi, în România. Cristina, a început să cam plouă, vremea nu ne ajută. Hai să intrăm aici, la Monte Cristo Cafe, se poate? Da, cred că se poate, n-am intrat niciodată. Poți să ofer un cafe? Mai bine, poate, nu? Salve! Bună seara! În vara anului 2004, în chiar ziua finalei turneului olimpic de volei masculin, Cristina Pârva a ajuns la maternitate, se afla în Brazilia, la Curitiba, iar Jiba tocmai la Atena, la mii de kilometri depărtare. Atunci, Rete Globo, unul dintre cele mai vizionate canale de televiziune din Brazilia, a avut ideea de a efectua o transmisie directă în duplex, astfel încât Cristina și Jiba, aflat într-un studio la Atena, să poată dialoga, iar proaspătul tată să-și vadă fica imediat după naștere. Astfel, primele imagini cu Nicole le-a difuzat Rete Globo, care a obținut o audiență foarte mare. Fetița a avut la naștere o greutate de 4 kg, 400 de grame și lungimea de 55 de centimetri, iar părinții săi desigur că au plâns de emoție și de fericire, cum se petrec lucrurile de regulă la asemenea evenimente. Peste numai câteva ore, Jiba avea să câștige titlul olimpic cu selecționat a Braziliei. Acqua. Grazie per me. Grazie. Grazie. Cristina, vreau să te întreb ceva. Într-un fel, tu fiind o jucătoare atât de bună, ai jucat într-o echipă națională slabă, din motivele pe care, iată, le-am aflat acum. Dar la un moment dat ai avut o ofertă de a juca în Brazilia, ți-au făcut o ofertă de a juca pentru naționala Braziliei, e adevărat? Cum e? La sfârșitul 99 este chiar Bernardinho, care este actualul antrenor al lui Jiba. El mi-a propus să mă naturalizez braziliancă. Așa. Să joc la Olimpiada din 2000. Așa, pentru Olimpiada din 2000. Pentru Olimpiada din 2000, da. Deci era visul meu și până în ziua de astăzi este visul meu să particip la Olimpiada. Că n-am fost niciodată la Olimpiada. La Mondiale am fost chiar cu eșecurile care le-am avut, dar totuși am fost prezent acolo. Dar la Olimpiada, efectiv, îmi lipsește în curriculum meu și m-am gândit mult. A fost o decizie grea. Așa. Dar totuși m-am gândit că aveam speranțe că în România o să se schimbe încă ceva. Deci chiar dacă a fost greu până atunci, în 99, credeam că o să se schimbe, dar până la urmă am zis că nu, eu sunt român, că vreau să stau numai la Naționala României, nu mă interesează, numai pentru volei, zic, nu fac așa ceva. Eu sunt româncă și vreau să rămân la Naționala României, da, să lupt cu ea capitană. Și să ajungi eventual la Olimpiadă. Exact. Ai avut aceste speranțe. Exact. Din păcate, a fost o ratare. Din păcate, n-am avut. A fost între puținele ratări din cariera ta de sportivă. Da, da, la națională, deci nu am, cum v-am spus, n-am avut multe realizări așa pentru, când am fost junioară, am câștigat toate și medalii de bronz la europene. Așa. Dar așa. La nivel de senioare nu am avut. Dăm un motiv pentru care la junioare se putea și la senioare s-a terminat. Păi până în 90 era o mentalitate la noi în România, deci toată lumea vrea mai mult. Deci în timpul comunismului ori studia, ori învățai foarte bine, ori făceai sport ca să poți să ieși, ca să ai o altă ieșire în lumea, în
lumea internațională, da, să, să ajungi ceva. Exact. După 91, după Revoluție, deci după 90-91, când am început să ieșim, toată lumea să poată să plece, toată lumea a plecat, deja toată lumea s-a mulțumit cu acel puțin care noi am avut până, până în momentul acela. A început să ne lipsească acea ambiție a săracului care o aveam înainte de Revoluție. Da. Era singura șansă. Acum au apărut mai multe oportunități. Da. Deci, toți ne-au mai plecat și pe afară, am mai găsit și alte oportunități. Da, într-adevăr. Deci asta, după părerea mea, asta este. Pentru că văd și în ziua de astăzi, și aici în Italia și în Brazilia, și în Brazilia mai puțin, juniori și copii nu mai au aceeași putere de, de suferință și de voință ca să, cum aveam noi în timpul... în timpul lui Ceaușescu. Deci te împingea o suferință în așa fel încât ca să poți să te realizezi. Acum ai totul pe tot ce vrei, găsești, poți să ieși, poți să pleci. Să... De ce nu te cunoaște lumea în România? De ce o campioană de acest nivel, atât de, încă o dată, admirată, respectată, aplaudată, premiată peste tot în lume, în Italia, în Brazilia, în Franța, unde ai jucat, în România ești practic necunoscută. Sunt câțiva specialiști, o mână de specialiști sau de oameni care din volei rog care te mai cunosc, dar restul, de ce o ai? E o întrebare grea. Grea. Bine. Pentru că în Brazilia, și acum, de sunt 5 ani de când nu mai joc în Brazilia, când ajung la Belo Horizonte, toată lumea... Am auzit că nu poți să ieși pe, nu poți părul, să ieși pe stradă. Să mă atingă, să vadă ce și cum zic, stai că eu sunt normală. Pirv, eu te amo. Toți, deci nu numai în Brazilia, la Reggio Calabria, aici în Italia, peste tot, fotografii, ziare, reviste, peste tot ies, peste tot... Și reviste și mondene și reviste tot de generale, de... nu de sport numai. Nu numai de sport, deși... Deci sunteți un cuplu, sunteți două persoane admirate, extraordinare, de care România habar nu are, asta e adevărul. Deci efectiv sunt tristă și mi-au dat lacrimile când îmi puneați această întrebare, pentru că... efectiv mă doare în adâncul sufletului chestia asta, pentru că ajunge în România Cristina Pârv. Cine e asta? N-am mai auzit niciodată, în afara faptului că mă văd blondă, înaltă și se mai întorc puțin, dar în rest nu știu ce am făcut, ce n-am făcut, cine sunt. Oricum numele României l-am dus mult în afara. L-ai dus în afară numele României? Foarte. Am un răspuns la asta. Nu ești o persoană interesantă pentru știrile noastre sportive. Cine e asta? Lasă, domnule, avem fotbaliști, avem neveste de fotbaliști care sunt atât de interesante. Probabil că dacă făceam ceva mai rău, probabil că dacă ieșea mai mult. Dacă erai nevasta unui fotbalist, erai mare până atunci, acum. Atunci probabil că era mai cunoscută decât sunt acum, dar... Sper ca România un pic și oamenii din România să înceapă să se gândească și să privească și alte sporturi. Și alți români care sunt în afara țării, care duc numele României, care sunt priviți, care sunt apreciați enorm în străinătate. Au fost probabil câteva sute de suporteri, mai ales tineri, care, profitând de prezența lui Jibada și a Cristinei în sală, le vor solicita un autograf pe o bucățică de hârtie, pe o fotografie, pe un colț de fular sau pe un poster, oriunde, de parcă și-ar fi dorit lucrul acesta de ani de zile, cu frenezie, cu certitudinea că un asemenea trofeu este de neprețuit. Cu o răbdare de admirat, Jiba răspunde fiecărei solicitări. Nu ezită când este chemat pentru o fotografie colectivă. Apoi totul reîncepe, minute în șir, zeci, sute de autografe. Și la fel procedează Cristina, deși ea n-a jucat niciodată la Cuneo, unde nu există echipă feminină de volei. Apoi, dialogul nostru se leagă din nou. Câștigă campionatul Cuneo? Ar fi cel mai bine să câștige campionatul, pentru că Cupa Italiei și Cupa Campionilor au ratat-o până acum. Spune, vreau să mă întorc puțin la tine. Ce ai simțit? Ce simți? Îți lipsește adrenalina? Îți lipsește întrecerea? Ai vrea să fii din nou și tu pe teren? Greșesc? Îmi lipsește mult, mult de tot. Dar chiar acum mai spuneam și lui Giba în timpul meciului, mi-a fost ciudat că el era lângă mine. Deci era o era senzație anormală. Dar îi spuneam, zic, oare eu mai pot să reușesc să mă întorc, să joc și să am același randament, același rezultate la meci? Și el a zis, stai liniștită că poți? Așa cum ești tu, nu se... Și crezi că ai să poți să revii? Ai avut o întrerupere de...
Un an, exact un an. Un an. Da. Domnul Grau, știți cum, eu am avut întotdeauna o calitate, să fiu modest, să nu fiu modestă, am perseverență. Așa. Deci întotdeauna mi-a, ceea ce am vrut am realizat și sper să reușesc bun, și să pot bun, și acum. Cristina, ai avut totuși o problemă medicală, ai avut o gravă problemă, o operație pe cord, o fibrilație... Fibrilație atrială am avut atrială. Eu și am avut o... Ce înseamnă asta? Fibrilația atrială este, mi-a ajuns pulsul la 240-260. Cât de grav e pentru un sportiv? Poate să mai practice apoi sportul? E, după două operații am avut, nu una. Două operații? Două operații, una ca să-mi închidă gaura care am avut-o pe peretele inimii și a doua pentru eliminarea fibrilației atriale. Așa, și deci reușite? Două. Sunt reușite amândouă 100%, chiar am fost acum vreo două săptămâni, trei săptămâni să îmi dea rezultatul final și mi-au zis că pot să fac copii, că pot să joc. Deci asta a fost o mare surpriză pentru mine, că nu mă mai așteptam să poată să-mi dea verdictul acesta ca să pot să mă întorc să joc. Deci chestia asta m-a, efectiv, ne-a dat peste cap pe toți, pentru că deja mintea mea este, era să fac... Te gândisei la retragere, deja ai făcut destule în volei, erai liniștită, exact. Și totuși, și parcă totuși... mai e o speranță, ne mai uităm. Este. Iartă-mă, l-am văzut pe Jiba, a tăbărât toată, tot sala. Tineretul, toată sala, toți copiii, toți adolescenții. Și o mulțime de fete. Nu ești geloasă? E, puțin sunt geloasă, nu pot să spun că nu sunt. Să semneze, dar... să facă fotografii, să dea autografe. Dar eu spun întotdeauna, domnul Graur, cine, nu e important cine vine spre el, e important el spre cine merge. Așa este. Deci asta este cel mai important, asta este filozofia mea. Deci sunt puțin geloasă, cum este și el, într-adevăr, pentru că și din partea mea a fost și sunt până în ziua de astăzi autografe și... Am văzut. Toată lumea, da, chiar dacă nu fac nimic, chiar am zis, zic, parcă dau mai multe autografe decât jucam acum. Dar ăsta este sportul, cred că este o recunoștință din partea publicului pentru ceea ce facem noi. Deci este foarte bine, este frumos, este o emoție superbă. Bine, o singură întrebare mai am. El a fost denumit Mr. Perfect. De ce e atât de perfect, Jiba? E, nu știu, cred că trebuie să-l întrebați pe el de ce așa de... Nu. E, este un tătic foarte bun, este un soț foarte bun. Este un jucător foarte bun, are și el defecte, ca toată lumea, dar... Arată foarte bine. Arată foarte bine, este foarte prezentabil, este are ochi frumoși. Este Mr. Perfect pe care tu îl iubești? Mult. Mr. Perfect. Mult? Mult. Cât de mult? Din toată inima mea. Dar sunteți un cuplu perfect, voi. Încercăm să fim tot timpul perfect, să ne ajutăm unul pe celălalt, să ne completăm, să ne iubim, să ne certăm când e nevoie. Dacă juca el, da, se întâmplă, mai ales și în timpul jocului, când îl văd că nu face lucruri bune, îl cert din tribună. El acceptă, când jucam eu mă certa și cred că asta este secretul nostru. Atunci când nu sunteți împreună, când nu vă înțelegeți perfect, cum am văzut, și cum nu vă țineți mereu de mână. Da, asta este stilul nostru, nu știu, de când ne-am cunoscut tot așa, tot așa suntem, tot timpul mână, mă lasă. Te-a prins de mână și nu, mă și nu ți-a mai dat drumul. Exact, chiar mă gândesc, mi-amintesc când ne-am căsătorit, când eram în biserică, el venise prima dată în România și am zis, când te strâng de mână să spui da. Că poate nu înțelegea, nu? Nu înțelegea bine românește. Și atunci ai strâns de mână? Și îl strângeam de mână? Da. Da. Îl zicea da. Da. I-am zis că puteam să-i spun preotului sau lumii, cine știe ce să facă cu tine, dar... A zis da când trebuia? A zis da când trebuia și nu m-a lăsat de mână nicio clipă, deci nu mă lasă de mână până în ziua de astăzi, nici eu nu-l las de mână pe el și suntem împreună, suntem fericiți. Să fiți fericiți, Cristina. Mulțumesc. Non dirmi no. Os tempos vão. Foram-se os tempos e agora te calas. Tu já não falas, se falo de amor. Se tens as malas prontas, não finjas. Tudo acabou. Andiamo? Sì. Deu un pupi la tata și la mama. Ciao. Não estarás.